Amalia, doamnelor, domnilor, astăzi în emisiune ne întâlnim cu Iris, ne întâlnim cu Arsenium, să vedem ce mai face, ce mai zice, că sunt ani de când nu l-am văzut. O fetiță super talentată, Ingrid, de la Next Star, cu o voce de aur, veți vedea despre ce este vorba. Și foarte important, ne întâlnim cu o telespectatoare de Neața, ce în două ore va fi transformată, nu complet, ci doar aranjată pentru vara care cred că de-abia acum încep. Vlăduț a pregătit ingredientele, astăzi o mâncărică... Tot de vară, cu puțin somon proaspăt. Păi, somon și cu bacon. Somon cu petale din legume și bacon. Așa l-am numit. În primul rând încep prin a prepara baconul, pentru că vreau să fie foarte crocant și asta înseamnă că îl așez feliile foarte subțiri, le așez într-o tavă pe hârtie pergament. Fără ulei. Fără niciun gram de ulei. Continui cu hârtie pergament să așez pe toată suprafața. Asta este cel mai simplu lucru, după care am nevoie de o greutate pentru ca aceste felii să rămână întregi, dar în același timp crocante, să nu se strângă. Știm cu toții, carnea în contact cu, știu eu, cu o temperatură mai ridicată se strânge și atunci feliile rămân impecabil și în același timp crocante. Mai am legume pe care am să le tai de asemenea în felii foarte subțiri, le prepar pe grătar, iar apoi am să le așez sub formă de petale pe farfurie alături de somonul pe care îl pregătesc pe grătar și bineînțeles că trebuie să aibă un sos întotdeauna, pentru că fără sos parcă nu are niciun farmec, un sos din mai multe tipuri de muștar și cu pasta de ardei, pentru că vreau să-i dau o culoare asemănătoare somonului. Cu siguranță am să servesc alături și salată verde, pentru că este vară, și bineînțeles ouă românești, adică fierte în apă cu oțet. Băieți? Apă cu oțet, da. Apucă-te de treabă, rețeta lui Vlăduț pe neața.1.ro și e explicată pas cu pas în timpul emisiunii.